Dragilor, astăzi alături de noi este Alex Doppelganger, blogger de știință, autor și vom povesti pe marginea operei și a personalității lui Carl Sagan, dar și a cărții Un palid punct albastru, viziunea asupra viitorului omenirii în spațiu. Iată o altă carte a lui Carl Sagan în colecția de știință, colecția Matesis a editurii Herald. Și aș începe discuția noastră cu următoarea afirmație, să-i spunem. În volumul Cosmos, poate cea mai celebră carte a lui Carl Sagan, un bestseller vândut, cum am mai spus și în alte materiale video, în milioane și milioane de exemplare, astronomul și astrofizicianul Carl Sagan ne-a permis să întrezărim magnificul mister al Universului, făcându-l accesibil prin calitatea sa de povestitor prin limbaj pentru milioane de oameni de pe întreaga planetă. Un palid punct albastru, această continuare uimitoare a cosmosului, a cărții Cosmos, Carl Sagan își desăvârșește călătoria revoluționară prin spațiu și timp. Alex. Carl Sagan a fost mereu relevant și mereu va fi relevant pentru că a făcut apel la tendința asta umană de a povesti, de a asculta povești. Încă de acum 10.000 de ani de când a apărut Homo sapiens sapiens, acum 10.000 de ani, 100.000 de ani de când a apărut specia umană, am transmis toate informațiile esențiale și relevante pentru evoluția speciei noastre prin poveste. De aceea Carl Sagan mi-a plăcut dintotdeauna. Și de aceea cred că a avut succes, pentru că el transmite nu știința aia sterilă, care deși a adus enorme beneficii umanității, omenirii, este destul de contraintuitivă pentru omul de rând. E, Carl Sagan a fost un poet, practic, un poet, om de combinație de asta nefirească, ca să zic așa, între poet și om de știință, și a reușit cumva să transmită acele idei științifice, din nou, plictisitoare pentru omul de rând, sub forma de poveste, astfel încât să poată fi înțeles și ascultat și ascultate acele informații cu plăcere de către oricine din lumea asta. Cred te-aș completa un pic, cred că probabil că aceasta este una dintre marile lui calități și poate că de aceea a fost foarte îndrăgit de publicul larg, poate nefamiliarizat cu domeniul științei sau mai degrabă nefamiliarizat cu anumiți termeni sau anumite concepte pe care le găsim, iată, la alți oameni de știință care au scris la rândul lor cărți. Dar el probabil a vorbit pe înțelesul tuturor și pe limbajul oamenilor, tocmai exact ce spuneai tu, această combinație între poet sau între, să nu se înțeleagă cumva că a fost poet, ci între un limbaj poetic și calitatea lui extraordinară de povestitor. Faptul că atât Cosmos, cât și cartea Un palid punct albastru și mai ales ultima sa carte, pe care eu o numesc o carte testament, pentru că a scris-o înainte de a muri, în 1995, a finalizat-o în 1996, miliarde și miliarde. Tocmai caracterul ăsta despre care tu vorbeai, blând, empatic, cald, să spunem, plin de umanitate. Da, este corect. Am citit și alte cărți scrise de alți oameni de știință, precum Stephen Hawking, dar în general folosesc un limbaj destul de greoi. Chiar și cărțile alea care sunt bestsellere, din nou, cum e la Stephen Hawking aia cu o scurtă istoria timpului, se exprimă destul de greoi. Oameni precum Carl Sagan sunt destul de rari. Nu este singurul din istorie care a reușit să redea mai departe niște idei științifice
într-un format facil. Dar oameni precum Carl Sagan sunt destul de rari în istoria asta, din ce am observat, pentru că există și chestia asta. Pe măsură ce te afunzi într-un anumit domeniu, ești mai devii expert în acel domeniu, cumva uiți să redai informații în acel domeniu într-un limbaj simplu, ușor de înțeles pentru toată lumea. Că îți dai seama, dacă toată ziua ai de a face cu studii științifice și așa mai departe, precum Carl Sagan, care a fost un astrofizician și astronom, să nu uităm, adică el a popularizat știința, dar a fost în primul și în primul rând om de știință, e destul de greu ca om de știință să transmiți mai departe într-un mod facil acele informații. Și totuși, Sagan a reușit acest lucru și le-a redat efectiv într-un mod magistral, dacă te și uiți la seria Cosmos din anii 70-80, te lasă efectiv cu gura căscată și ochii mari așa de mirare la ce se întâmplă în jurul tău. Îți mărturisesc sincer că am primit feedback de la cititori și de la cei care au vizionat aceste materiale video în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald legat de opera, de personalitatea și de opera lui Carl Sagan, și foarte mulți scriau despre faptul că au copilărit cu documentarul Cosmos realizat și prezentat de Carl Sagan, așa cum spuneai tu, în anii 70-80. Și cred că acel documentar, ca să vezi cât de importantă este până la urmă și o emisiune TV într-un context în care nu aveam prea multe emisiuni, nu prea aveam la ce să ne uităm în acea perioadă, și iată cum vine Carl Sagan și strânge așa lumea în fața ecranelor. Și mă gândesc că acel serial Cosmos cumva a contribuit și la celebritatea cărții pe care el a scris-o la Cosmos. Aș vrea să te întreb, pentru că știu că ești foarte apropiat de toată opera lui Carl Sagan, dar cu precădere de cartea Un palid punct albastru, care, iată, cum spuneam la începutul materialului nostru, este o continuare a cărții Cosmos. Ce ți-a plăcut cel mai mult la această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor, făcând cumva referire la calitatea lui Carl Sagan de popularizator al științei și mai ales, aș spune eu, aș sublinia, de popularizator al științei pentru generațiile viitoare, să spunem pentru generațiile de tineri care au venit după anul 1996. Cu siguranță el și-ar fi dorit ca cărțile sale să fie citite de tinerii generațiilor următoare. Ce îmi place cel mai mult la cartea Un palid punct albastru și punctul în care cred eu că și felul în care cred eu că transmite informațiile în cel mai nemaipomenit mod este când vorbește despre cât de mici suntem noi ca oameni, ca ființe în univers. În general, ideea asta este însoțită de angoasă, de anxietate, încă îi face pe mulți oameni să înțeleagă că sunt foarte mici și nu au ce să facă în acest univers. Ei bine, Carl Sagan, în cartea Un palid punct albastru, spune: suntem mici, insignifianți la scară cosmică, dar uite cât am realizat și uite câte mai avem înaintea noastră, în fața noastră. Asta mi se pare relevant și pentru cei care... generațiile care i-au urmat și care vor urma cu mult timp de acum încolo. Este un mod foarte optimist de a privi locul nostru în univers. Optimist o realist, așa, pentru că, da, suntem mici, suntem insignifianți, dar, din nou, uite cât am realizat. În doar 100 de ani, de când am început să zburăm, am trimis oameni pe un alt corp, în spațiu, pe lună.
Și de asta îmi place foarte, foarte mult felul în care transmite ideile în cartea Un palid punct albastru, inclusiv acel faimos citat în care vorbește despre pământ care ca un palid punct albastru, pornind de la fotografia pe care exact. A făcut-o pe 14 februarie cu Voyager. Da. Deci dacă cauți acel citat pe YouTube, o să-l găsești în mii și mii de, în sute de variante, cu diferite melodii în background, dar ideea e că acel citat a atins o coardă sensibilă la oamenii de zi cu zi și chiar e cu atât mai relevant în ziua de azi, cu evenimentele actuale. Și aș mai adăuga, cred că pe lângă posibilitatea, accesibilitatea de a, să spunem, de a explora spațiul în viitor, cred că mai e un lucru important pe care îl regăsim în cartea Un palid punct albastru și aș vrea cumva să-mi confirm sau să-mi infirme această idee, faptul că ne îndeamnă cumva Carl Sagan în această carte și la respect și la smerenie. Adică smerenia omului, să spunem, ne referim, de exemplu, la omul religios în raport cu divinitatea. Cât de mic sunt eu, de exemplu, în raport cu divinitatea? Și acum, făcând această analogie, cât sunt eu de mic, să spunem, ca om de știință, în raport cu imensitatea cosmosului? Și câte am de descoperit și de explorat? Da, este adevărat. Este adevărat, mai ales că niciun om de știință cu capul pe umeri nu o să spună vreodată Eu știu totul. Mereu își va pune întrebări. Și da, nu ți-i firm, îți confirm că într-adevăr găsesc acest mesaj și în cartea lui Carl Sagan de smerenie. Din nou, suntem mici. E bine să acceptăm acest fapt, pentru că dacă nu-l acceptăm, se pot întâmpla lucruri nasoale pentru noi ca specie. De fapt, cartea chiar începe cu, îmi cer scuze, am aici cartea, chiar începe, dacă nu mă înșel, cu capitole în care e un capitol Marile Retrogradări, în care chiar vorbește despre cum am ajuns noi de la să credem că suntem centrul Universului, că Pământul e centrul Universului, că sistemul solar e doar el Universul, la unde suntem acum, ca punct de vedere asupra locului nostru în Univers. Și mi-a plăcut foarte mult cum le ia așa treptat, la mod de, uite că nu suntem noi cei mai buni din Univers. Iată că nici Pământul nu e, iată că nici galaxia nu e. Și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult această ilustrare a felului în care am ajuns să înțelegem că, uite că nu suntem în mijloc. De ce ți se pare Carl Sagan, iată, prin opera sa, atât de actual și în zilele noastre? Și aici mă refer și la calitatea lui de cumva de vizionar și mă refer la predictibilitate, faptul că foarte multe lucruri despre care Carl Sagan vorbește în cărțile sale s-au adeverit, a făcut niște previziuni. Sunt undeva în jur de, cât să zic, 25-30 de ani de atunci, poate și mai mult. Și el, practic, toate lucrurile despre care el povestește și scrie în cărțile sale, referindu-mă la provocările lumii contemporane, ale lumii actuale, sunt, iată, astăzi valabile. Imediat, ideea în felul următor. Carl Sagan, ca orice om de știință bun, a observat mereu trendurile în populație, în diverse domenii pe care
orice om de știință observă niște trenduri în domeniile pe care le studiază. Și când vine vorba, de exemplu, de pseudoștiință, pentru că el vorbește și în Lumea și demonii, e o carte despre pseudoștiință acolo, în principiu. Omenirea nu va scăpa niciodată de această mentalitate, pentru că așa este creierul nostru, așa este el setat. Din nou, am spus mai devreme că știința este contraintuitivă. Și așa e, pentru că nu contravine tendințelor umane, felul în care gândim noi. Și nu vom scăpa niciodată de gândirea asta pseudoștiințifică, să credem în paranormal, în supranatural și așa mai departe. Iar Carl Sagan a venit cu niște soluții ca să menținem, în matca ei, ca să spun așa, această gândire supranaturală, gândire magică. Cum e în Lumea și demoniei, are acea trusă de detectat bazaconii. Bazaconile, exact, da. Exact, exact. Și lucrurile astea vor fi, aici voiam să ajung, că lucrurile acestea vor fi mereu relevante. Gândirea aceasta nu va dispărea și va fi mereu nevoie de cărțile lui Carl Sagan, ca să înțelegem mai bine în ce lume trăim și cum putem să-i ținem piept. Pentru că, bine, acum poate apărea întrebarea, păi stai un pic, în cazul ăsta, de ce e relevant? De ce să mai luptăm și să ascultăm de ce spune Carl Sagan? Păi ideea să nu lași pseudoștiința să capete teren. Știința nu va câștiga niciodată la modul ăla, 100%, pentru că, din nou, este contraintuitivă. Doar o mână de oameni, pentru că altfel am face cu toții știință. Dacă ar fi, am fi cu toți astrofizicieni, dar nu, e destul de greu de înțeles. Dar putem să ținem pseudoștiința la locul ei și aici sunt relevante cărțile lui Carl Sagan, când ne ajută să înțelegem mai bine niște lucruri. Și nu e de ajuns să combați pseudoștiința ca să îi ții piept, ci trebuie să și te educi în ceea ce privește știința. În ultima mea carte cu Pământul este plat, chiar am pornit cartea vorbind despre știință mai întâi, despre metoda științifică, pentru că nu poți să combați pseudoștiință dacă nu știi ce e aia știință, în primul și în primul rând. Și asta e problema în general pentru oamenii, de oamenii public, pentru public. Și aici excelează extraordinar de mult și sunt super relevante cărțile lui Carl Sagan. Cosmos, Un palid punct albastru, Lumea și demoniei. Pentru că te și învață știință. Te învață în primul rând știință. Îți dă niște concepte de bază de la care să pornești și după aia să gândești tu, să combați pseudoștiința. Da. Te ajută, cred, cumva și să te îndrăgostești de știință. Pentru că dacă nu ai citit cărți, mă gândesc, de știință sau articole publicate în reviste de specialitate, în publicații de știință și nu ai acest, să spunem, obicei, îți este greu cumva să înțelegi limbajul științific și atunci, iată, vin cărțile lui Carl Sagan care, repet încă o dată, prin calitatea lui de povestitor, te ajută cumva să înțelegi mai bine, dom'le, ce este de fapt știința? Și cum, chiar într-o postare, el spunea la un moment dat că ar trebui să lăsăm copiii, să-i lăsăm pe copiii noștri să viseze. Pentru că fără imaginație nu putem călători nicăieri. Am luat așa în mare ideea generală a citatului lui Carl Sagan. Deci iată, un lucru foarte important este faptul că calitatea lui de popularizator al științei și acest caracter de a povesti știința pe înțelesul tuturor și a-i face pe tineri și nu numai pe tineri, poate anumite persoane, să spunem, care atunci când s-a difuzat serialul Cosmos erau copii și erau foarte curioși, pentru că așa sunt copiii curioși, iată, acum, da, după câteva decenii, se pot reîntoarce la opera
la Carl Sagan și la opera sa. Da, da, exact. Am citit, chiar am citit o grămadă de interviuri despre cum Carl Sagan a influențat o generație întreagă de oameni care au devenit oameni de știință, precum Neil deGrasse Tyson. A devenit cine e acum, care are pentru și, că a dat pe Carl Sagan. Care are și o, care a scris și o prefață la una dintre cărțile lui Carl Sagan. Exact, exact. Și pe un plan personal, acum și eu, tot ce am scris eu și ce am filmat și așa mai departe, e datorită lui Carl Sagan. După cum am spus chiar și într-un video de-al meu, am dat de Carl Sagan și uite, cum am aici o idee din lumea și demonii ei, am aici o idee care mi se pare că evocă exact ce simt și eu și ce simțea și Carl Sagan apropo de știință și cum ce m-a făcut pe mine să mă apuc de toată chestia asta. Spune aici, imediat după aceea vine dorința firească de popularizare a științei, de încercare de a face accesibile necunoscătorilor metodele și descoperirile acestea. Faptul de a nu explica știința îmi pare a fi un act pervers. Când ești îndrăgostit, vrei să spui întregii lumi. Această carte, Lumea și demonii, este o declarație personală ce reflectă povestea mea de iubire pe care am avut-o cu știința o viață întreagă. Și zic că e o legătură între mine și Carl Sagan prin paragraful ăsta, pentru că așa am fost și încă din copilărie. Cu astronomie, cu dinozauri și așa mai departe. Dar după ce am citit Carl Sagan și în special acest paragraf, mi-am dat seama că, da, mă, așa mă simt și eu. Adică îmi place atât de mult, mă entuziasmează atât de mult știința, de ce să nu dau mai departe? Și cred că așa a influențat și alte generații de oameni. Pentru că au văzut la el și au zis, wow, lumea asta din jurul nostru chiar e interesantă, chiar e banală. Vreau să aflu mai multe despre. Ai aflat mai multe despre. Și îți zici atunci, mamă, băi, trebuie să afle și ceilalți. Nu vrei să afli și tu? Chiar așa Neil deGrasse Tyson spunea și el tot așa într-o conferință, că îi vine să iau oamenii de pe stradă, să le facă așa, ai auzit de chestia asta? Cu entuziasm. Și asta cred că este cel mai mare dar al lui Carl Sagan, să te entuziasmeze pentru lumea din jur. Lucru care nu prea se mai întâmplă, pentru că noi oamenii în general vedem o plantă. Ce e banal, o plantă sau apa. De exemplu, nimeni nu se întreabă, de exemplu, o întrebare, să spui întrebare, de ce nu ia foc apa? Răspunsul superficial care îți vine în tine, pentru că e apă. Dar dacă te gândești un pic mai bine și te interesezi, o să afli chestii extraordinare despre mecanica din spatele acestui fenomen. Și n-ai cum să nu-ți vină să te duci la alții să le spui, trebuie să afli și tu chestia asta, că este wow! Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Alex Doppelgänger și a vorbit despre Carl Sagan, despre opera sa și iată, în contextul discuției noastre, mărturisesc, Alex, mi-a plăcut foarte mult și este contagios entuziasmul tău vorbind atât de pasionat despre Carl Sagan și opera sa. Un palid punct albastru, viziune asupra viitorului omenirii în spațiu de Carl Sagan. Dar iată, Alex ne-a citit și un fragment din cartea Lumea și demoniei, tot de Carl Sagan, cărți publicate în colecția de știință Matesis a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult lui Alex, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! O zi bună! La revedere!